Iubiții mei, este un lucru pe care trebuie să-l consemnăm înainte de oricare altul. Și anume, I was not supposed to be here today. But which one of you was supposed to be here today? Raise up your hand. None of us. None of us. No. Aș fi putut să nu fiu aici. Și nimeni dintre noi nu poate să spună noi. Nu, aș fi putut să nu fiu aici. Noi toți suntem, într-un fel sau altul, supraviețuitori. Nu viețuitori. Suntem supraviețuitori. Aceasta nu o spun doar din punct de vedere biologic, ci din punct de vedere spiritual. Nu eram morți toți în păcatele și greșelile noastre, dar am fost aduși la viață în Domnul. Așa, acesta este mesajul Evangheliei. Dar și faptul că ne-am născut pe pământ. Știu eu, erau multe posibilități, nu neapărat aceasta. Dar a fost aleasă aceasta. Nu știu de ce. O tânără din Telorman a venit la mine și m-a salutat, bună ziua, bună ziua. Și îmi spune, zice, eu vă datorez viața mea dumneavoastră. Nu vă zisem niciodată. Ce vrei să spui? Eu vă datorez viața. Da? Cum? Păi uitați, când ați venit la evanghelizare acum 20 de ani în sat la noi, acolo la evanghelizarea aceea a participat o fată și un băiat, care a urmat să devină mama și tata. Acolo s-au cunoscut, acolo s-au hotărât, s-au căsătorit și așa m-am născut eu. Dacă nu veneați dumneavoastră în sat la noi, nu se întâmplă treaba asta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a fi în viață. Ei, sunt multe cuvinte, foarte multe cuvinte, ușor de zis, greu de împlinit. Multe. Dar dintre ele, cel care ne-a fost citit de fratele Arthur astăzi, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, e liniște. Știu că sunt unele, pe cum să nu mulțumești, înseamnă că ai pierdut orice fel de simțire, dacă... Dar este altcineva, și cu acesta vreau să încep, este altcineva care, omenește vorbind, nu numai că n-ar avea niciun motiv de mulțumire, ar avea toate motivele de suferință. Și totuși și acestuia, Dumnezeu îi spune, mulțumește pentru toate lucrurile. Miercuri am fost la operație, mi s-a implantat un stent la inimă. Și trebuia să înceapă operația la ora 11. Am fost adus la ora 9, mi-au pus toate cateterele, m-au pregătit pentru operație, dar la ora când trebuia să începem operația, am fost anunțați că e o urgență și doctorul va fi plecat, nu se știe pentru cât timp, e posibil să nu mai vină deloc. Am stat liniștit pentru că dimineață când am plecat de acasă am auzit un glas care a zis, ia computerul cu tine. Cineva care cunoaște programele astea, cine ar ști că ai nevoie de un computer la sala de operație? Cui trebuie așa ceva? Dar e cineva care știe treburile astea, că altfel de unde îți vine? Și am luat computerul cu mine și am lucrat liniștit toată dimineața aceea până la prânz și până după amiază, 3 și 4 și... În sfârșit, după ora 3 spre 4, a apărut chirurgul și cu mii de scuze și cu nu știe cum să acopere lipsa lui și am spus, nu, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Zic, operația nu trebuia să aibă loc la ora 11, trebuia să aibă loc la ora 5, mulțumiri lui Dumnezeu din toată inima. Oh, zice, asta înseamnă să vezi partea plină a paharului. Nu, zic, acesta e adevărul. Biblia spune, mulțumiți pentru toate lucrurile, mari mulțumiri lui Dumnezeu. Cine poate spune ce s-ar fi întâmplat dacă începea la ora 11?
Cine știe aceste lucruri? E cineva care le știe, dar noi nu le știm. Și noi din pricina asta stăm cu minți. Așa am scris bordului bisericii, așa am scris la toată lumea. Sunt cu minte, vreau să fiu cu minte în fața lui Dumnezeu, pentru că noi nu avem cunoștința aceasta care să ne poată da nouă autoritatea și dreptul să ne ridicăm peste sau dincolo de ceea ce știe Tatăl nostru cel Ceresc. Așa că astăzi, indiferent care ar fi situația în viața noastră, indiferent ce s-a întâmplat, dacă am fi chiar în dreptul lui Iov, care a lăsat în casă 10 coșciuge cu copiii lui toți, noi i-am văzut poze superbe aici, am plâns când am văzut mișcarea aceasta în timp, dar el a lăsat în spate o casă cu toți copiii lui care erau acolo și o economie complet distrusă. Și în mijlocul acestei situații a înălțat mulțumirea lui Dumnezeu de suflet. Și dacă ai fi în această situație, e bine să înalți mulțumirea lui Dumnezeu. Și dacă ai ști că nu te mai întorci de la acest ambon, cum s-a întâmplat cu un prieten în București, în timp ce predica, a căzut de inimă, acolo a rămas. Și dacă ai ști acest lucru, adu mulțumirea lui Dumnezeu pentru treaba asta. Încheie cu ultima ta suflare să fie o mulțumire către Dumnezeu. Săptămâna cealaltă merge fiica mea cu cea mică la zoo, la grădina zoologică, are 2 ani asta mică. Dar ea se ocupă cu multe chestii. Elena, tu o știi pe asta mică, Olivia. Și s-a întâmplat că tocmai când au fost acolo, pisica, o pisică de acolo, a apucat șoarecele săracul și l-a mâncat în fața ei. Și fiica mea a fost un pic tulburată, nu știe ce să facă, vroia să o ia de acolo, să nu vadă ea lucrul ăsta, dar n-a mai putut să o ia, pentru că ea se uita foarte atentă la ce se întâmplă acolo. Și atunci fiica mea o întreabă pe ea așa: Olivia, ce crezi tu că a zis șoricelul ăsta când l-a mâncat pisica? Ce crezi că a zis ăsta? Ea a stat puțin și s-a gândit. Și fiica mea o întreabă iar: ce crezi că a zis șoricelul ăsta? Thank you! Nu am auzit niciodată acest răspuns și nu cred că ar fi putut să-l dea vreunul dintre noi, oamenii maturi, numai un copil. Cineva cu inimă și cu suflet de copil, cineva cu această natură alețe, înclinată și deschisă în fața lui Dumnezeu, poate să spun așa. De altfel, mulți oameni în adâncă suferință, când au ajuns și au întâmpinat moartea, au spus thank you, mulțumesc. Însă, nu este cazul nostru. Când Domnul nostru a întâmpinat momentul acesta, el nu era în vreo suferință, în vreo boală, nu. A avut-o cu tot o altă natură. El nu a decedat, acolo nu a fost un deces sau o crimă. Nu, acolo a fost darul prin care tu și cu mine suntem astăzi aici și îi mulțumim lui Dumnezeu din adâncul sufletului. Această zi este o zi care împrospătează noi un fel de a trăi. E bine că e o dată pe an și ține vie ideea aceasta, dar lucrul ăsta trebuie să devină un mod de viață. Așa frumos a fost citit aici de fratele Costel. Este voia lui Dumnezeu aceasta. Aceasta este voia lui Dumnezeu. În Marcul, la capitolul 4, versetul 35, Iisus le spune ucenicilor lui să trecem în partea cealaltă. Iubiții mei, când Dumnezeu spune o vorbă în viața noastră, El își asumă răspunderea pentru cuvântul pe care l-a spus. Știți că Iacov îi spunea Domnului: tu mi-ai zis, întoarce-te acasă. Și acum vine fratele meu cu 400 de oameni împotriva mea. Tu mi-ai zis, întoarce-te acasă. Iar acum el spune să trecem de partea cealaltă. Sau haide să facem cu tare lucru. Sau hai să facem acest lucru. În viața și ființa noastră,
primim acest îndemn de la Dumnezeu, El își asumă răspunderea. El știe tot traseul de la cap la cap, știe tot ce se va întâmpla pe acest traseu. I-am spus doctorului meu, nu, zic, nu este o situație nefericită aceasta care s-a întâmplat. Mulțumesc lui Dumnezeu și m-a rugat pentru omul ăla care a fost la urgență, m-a rugat și pentru unul de lângă mine care era într-o situație groaznică și l-am asigurat. Zic, nu este o întâmplare, noi nu trăim prin întâmplări, aceasta este o parte din the road map. E traseul pe care l-a trasat Dumnezeu pentru viața și ființa noastră. Și El când a spus să trecem de partea cealaltă, sau când a spus să întemeim această adunare, sau când a spus fă cu tare lucru, El și asumă răspunderea pentru cuvântul pe care ni-l dă nouă. Aceasta trebuie să ne urmărească întotdeauna. Dumnezeu nu are surprize. A venit o furtună acolo pe mare, vai, ce șoc pentru noi! Și era așa de liniște și frumos. Și acum se întâmplă pe Marea Galilei același fel de furtuni care izbucnesc deodată. Și mergeam așa de frumos, pluteam și toate frumoase și deodată ne-a luat așa vijelia și toate. A fost șocant și surprinzător pentru ei, dar nu pentru Iisus. Dovadă că El dormea înainte de furtună și după aceea a continuat să doarmă și în timpul furtunii. Iubiții mei, nici păcatul nostru nu este o surpriză pentru Dumnezeu. Dacă cineva crede că e cazul să-L ascundă, e târziu. Domnul i-a spus lui Petru, înainte să se întâmple orice, uite frate, vei trece pe aici. Adu mulțumirii lui Dumnezeu că viața și ființa ta nu este la voia întâmplărilor, ci toate lucrurile sunt angajate de Dumnezeu. Au primit ordin de la Dumnezeu să lucreze pentru binele celui ce iubește pe Dumnezeu. Nu pentru toată lumea din nefericire și din nenorocire. Dar pentru acela care iubește pe Dumnezeu, toate lucrurile, absolut toate lucrurile, au fost angajate de Dumnezeu să săvârșească. Asta spune Nick Vujic. L-ați văzut pe Nick. No, și el spune, nu există ceva îngăduit de Dumnezeu în viața ta care să nu fie spre binele tău, dar nu văd niciun bine în treaba asta, nu are nimic. Nu înseamnă că dacă nu vezi, noi nu vedem undele radio de aici, dar ele sunt aici. Nu înseamnă că dacă nu vezi, nu este. Nu. El este acela care a spus lucrul acesta și să nu uiți, cum spune în versetul 36, că împreună cu el mai erau și alte corăbii, mai sunt și alți oameni care trec prin situația aceasta. Au mai fost și alții înainte care au trecut prin situația aceasta. Nu există scuză sau explicație sau justificare în a alege răul atâta timp cât în aceeași situație cineva a ales binele. Nu toată lumea care a trecut pe aici a ales răul. Așadar, aceasta e pentru noi o iluminare a minții și a sufletului, o încurajare permanentă. După cum spune în versetul 36, împreună cu el erau și alte corăbii. Și ce poate fi bun într-o încercare până la urmă? Ce poate fi bun într-o furtună? La ce bun așa ceva? Eram așa de liniștiți, așa de bine. Uneori se iscă furtună în adunare. Și ea se iscă în adunare pentru că era furtună în suflete. Și la ce bun? În familie izbucnește furtuna deodată. Între doi prieteni izbucnește furtuna. Deodată. La ce bun așa ceva? Păi, lucrul ăsta în sine este neutru. Dacă îl trecem cu Dumnezeu, devine un bine și o binecuvântare. Dacă îl trecem singur, este altceva. Planul lui Dumnezeu, prin ceea ce se întâmplă în viața și ființa noastră și rugăciunea mea, spre exemplu, pentru copii, pentru soție, pentru gineri, pentru biserică, pentru toți oamenii, Doamne ajută ca în toate lucrurile să vadă urma Ta, păi să-ți vadă urmele în ce se întâmplă acum. Și aceasta e singura binecuvântare care de fapt rămâne cu noi. Și ca să fie rău, rău de tot, Iisus dormea. Și de asta și strigă David. De ce dorm, Doamne, strigă David? Doamne, trezește-te, Doamne, nu dormi. Eu sunt în situația aceasta, Doamne, spune el. Și Iisus, în loc să se trezească, îi zice, culcă-te și tu. Păi cum să mă pot culca în mijlocul furtunii? Păi tu nu mă vezi pe mine ce fac în mijlocul furtunii.
Dacă eu, frații mei, această rău evanghelie nemaipomenită, dacă ei o înțelegeau, dar ei n-au înțeles treaba asta și vă spun de ce n-au înțeles, din același motiv pentru care nu înțelegem nici noi. Noi credem că noi avem soarta noastră și Domnul are soarta Lui. Doamne, noi pierim și Ție nu-ți pasă. Nu, niciodată. Domnul se identifică cu soarta noastră și împărtășania de care vorbim acum, împărtășirea aceasta, mesajul ei este Iisus, Domnul Dumnezeu, s-a împărtășit de soarta noastră, a luat soarta noastră asupra Lui. Acest lucru este cel mai însemnat eveniment din istoria acestei creații a Lui Dumnezeu. El s-a împărtășit de soarta noastră. Faptul că El dormea ar fi trebuit să fie o evanghelie pentru ucenici. Băi, fraților, nu vă speriați. Nu e nimic rău de moment ce Iisus doarme. Vă dați seama, dacă ar fi ceva rău. Nu, dar ei n-au ținut seama, n-au înțeles mesajul acesta. În 1833, în noiembrie, a fost o groaznică, o revărsare, o cădere de stele de mari proporții aici în America. Și l-au zguduit pe Lincoln, s-au dus repede și au strigat: Domnule președinte, domnule președinte, e sfârșitul lumii, veniți să vedeți ce e afară pe cer. E sfârșitul lumii, e sfârșitul lumii, strigau oamenii. Și Lincoln s-a ridicat încet, s-a dus la fereastră, a tras perdea, s-a uitat puțin, a dat perdea la loc și s-a dus să se culce din nou. Domnul președinte, da, e sfârșitul lumii, nu vedeți ce... Nu, a spus Lincoln. Marile constelații, Carul Mare, Orionul, marile constelații sunt în locul lor. Atâta timp cât Dumnezeu este pe tronul lumii noastre, indiferent cum urlă marea și cum amenință, cum vuietul valurilor, războiului și nenorocirii e în lume și fricile oamenilor și spaimele lor și e posibil să fie asta și e posibil să fie cealaltă, indiferent cum urlă marea, atâta timp cât Dumnezeu este pe tron, inima noastră trebuie să rămână liniștită și în pace. Atâta vreau să știu dacă Dumnezeu este pe tron. Știți de fetița aceea în furtună și încercau să îi transmită și un pic de sperietură. Și fetița n-a primit. Tata e la cârmă. N-are voie să se întâmple așa ceva. Atâta timp cât tata este acolo. Atâta timp cât Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, atâta timp cât mâna Lui comandă destinele și istoria lumii și destinele și istoria vieții noastre personale, atâta timp cât Dumnezeu este acolo, e o rușine să ne îngrijorăm și să ne frământăm, să ne speriem, este o cădere din partea noastră, este o formă de necredință. De aceea, când s-a ridicat Mântuitorul nostru în mijlocul lor și când a poruncit mării și valurilor să tacă, El a privit spre adunare și a spus: pentru ce sunteți așa de fricoși? Păi cum adică pentru ce? Nu se vede ce se întâmplă aici? Nu, nu se vede. Se vede cine este aici. Aici nu e vorba de furtună, aici e vorba de stăpânul furtunii care este aici. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Și Domnul vă spune de ce. N-aveți credință. N-aveți încredere în Dumnezeu. Din motivul acesta. Nu este simplu însă să trăiești această poruncă. Adu mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu este ușor să asculți cuvintele lui Moise la Marea Roșie când duduie în spate armata Egiptului, când nu există scăpare. Unde să te duci? În ce parte? Că în față e marea și aici sunt munții și în spate este... cutremură pământul armata aceasta care vine și avem copii aici cu noi și suntem... Unde să te duci? Ce să faci? Vă amintiți întrebarea lui Dumnezeu? Ce rost au strigătele acestea? Păi cum să nu strigăm dacă suntem... Nu, dar ce rost au strigătele acestea? Și Moise dă această poruncă de la Dumnezeu: stați liniștiți, că necazurile și problemele acestea pe care le vedeți acum nu o să le mai vedeți niciodată. Păcatul nu va rămâne aici.
El este condamnat la moarte din clipa în care Fiul lui Dumnezeu a spus s-a sfârșit. El este acela care a luat asupra lui soarta ta și soarta mea. Nu noi am luat soarta lui. El a luat soarta noastră. Și atunci ce s-a întâmplat? Păi în momentul în care El a luat soarta noastră asupra Lui, soarta noastră care era moartea, a devenit soarta Lui. Și vreau să vă dau un exemplu practic. Spuneți-mi ce se întâmpla cu cineva care se atingea de un bolnav de lepră, să zicem. Păi normal, frate, nu te atinge că te infectezi, vezi că au COVID ăștia, stai deoparte, a murit săracul ăla. Iisus, când vede pe unul cu COVID, în loc să își pună sacul în cap sau să fugă departe de el, îl îmbrățișează pe omul ăsta. Și ce se întâmplă? În loc să treacă boala sau COVID-ul de la omul ăsta la Iisus, trece viața de la Iisus la omul ăsta. În momentul când el atingea, Vechiul Testament spune asta, nu cumva să atingi rana leprei, stai departe de așa ceva. Am văzut cu ochii mei lucrul ăsta, am fost acolo în colonie. Dar când a venit Iisus, el s-a atins de omul ăsta și nu a trecut boala de la omul acesta la Iisus, ci a trecut viața de la Iisus la omul ăsta. Asta înseamnă împărtășirea. Când el a luat soarta noastră asupra lui, asupra noastră a trecut soarta lui. Noi suntem părtași cu Hristos astăzi, la împărăție și la viață și la binecuvântare și la harul lui Dumnezeu, pe baza faptului, nu că am căutat noi pe Dumnezeu, nu că am găsit noi pe Dumnezeu, nu că am iubit noi pe Dumnezeu, ci pe baza faptului că El ne-a iubit mai întâi și ne-a făcut părtași pe noi părții Lui înaintea Lui Dumnezeu. Acesta este cel mai înalt dintre toate motivele de mulțumire despre care se poate vorbi vreodată. Și când El este părtaș cu noi, nu e părtaș numai la ziua recoltei, este părtaș al suferințelor noastre, este părtaș al dezamăgirilor noastre, este părtaș al tuturor lucrurilor, nu pe tine te leapădă, ci pe mine, eu sunt părtaș cu tine. Și vreau să aduc înaintea voastră ceva cutremurător. Am fost în Sighet și acolo un domn nevăzător care avea un motel, Buții se numește, m-a primit în motelul dumnealui pe perioada unei evanghelizări acolo, în condiții excepționale, cu mâncare extraordinar de bună, cu o curățenie extraordinară. Și prețul a fost să-i spun lucrările lui Dumnezeu din viața mea. Asta a fost prețul de acolo. Și am stat și de fiecare dată când mâncam, stătea lângă mine la masă acolo și continua să asculte și mă punea, mai povestește, mai spune-mi ce ți s-a mai întâmplat. Și eu continuam să-i spun. Acolo, în locul acela, l-am întrebat, zic că dacă ești de aici, atunci mă sigur îl cunoști pe Elie Wiesel. Elie Wiesel este de Sighet și zic, el a luat premiul Nobel așa și a scris trilogia Nopții și el zic, îl cunoști sigur? Și mi-a spus, îl cunosc personal. Îl cunosc personal pe Elie Wiesel. Bine, în trilogia Nopții, el scrie acolo în această carte despre cel mai dramatic moment care l-a putut trăi el vreodată. Și această dramă a constat în faptul că el se îndrăgostise de o fată care era, Morgenstern o chema, era cu 3 ani mai mare decât el. Se îndrăgostise de ea copilul și era un lagăr. Era un lagărul de concentrare nazist. În fiecare dimineață ei spânzurau naziștii, un copil, 2-3, îi spânzurau ca să înspăimânte pe toți ceilalți copii. Copiii aceștia nu aveau voie să se manifeste, nu aveau voie să plângă, nu aveau voie să țipe, nu aveau voie să facă nimic. Și într-o dimineață au selectat-o pe ea, pe Morgenstern.
Și atunci el a trăit clipa aceasta a ruperii acesteia sufletești ce nu s-a pomenit și dar n-ai voie să zici nimic, n-ai voie să, dacă ai mișcat, te spânzură. Și atunci în sufletul lui el a intrat în acest clocot, în acest dialog cu Dumnezeu, țipând și spunând că singurul care ar putea face ceva în această situație este Dumnezeu, altul nu este. Și atunci a înțeles el, a auzit acest glas care i-a spus, nu pe ea o spânzură, pe mine. Aceasta înseamnă împărtășirea. Aceasta înseamnă, așa se traduce faptul că Iisus s-a împărtășit de soarta ta și de soarta mea. Este aici cineva care nu și-a încredințat soarta în mâna Domnului. Încă. Așa spune Scriptura. Încredințează-ți. De ce stare? Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Este cineva aici care încă nu și-a încredințat soarta în mâna Domnului. E timpul. E locul, e momentul. Nu e cazul de jenă. E cel mai însemnat pas care poate fi făcut într-o viață. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Chiar acum, chiar aici unde stai, schimbă un cuvânt cu Dumnezeu. Nu-i nevoie nici să ridici mâna, nici să te ridici în picioare, nici să vii aici în față, nu-i nevoie de nimic. E nevoie să vii în prezența lui Dumnezeu și să-i spui, uite, astăzi îmi încredințez soarta în mâna ta. Astăzi te primesc să te împărtășești de soarta mea. Și în clipa când ai spus cuvintele acestea, soarta ta devine soarta lui Hristos. Așa a spus el, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine, adică să aibă aceea soartă, aceea pe care mi-ai dat tu. Cel ce va birui în această privință, care își va încredința soarta în mâna Domnului, cel ce va birui în această privință, scrie cartea Apocalipsei, va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Acesta e cuvântul de onoare al lui Dumnezeu, nu al unui om. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Amen.